Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni pe un nou episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Astăzi sunt singurel, din păcate, și ne jucăm aici pe matchmaking, pe Inferno, un match foarte, foarte frumos de competitiv. Și haideți să vedem ce reușim să facem, frate. Ăștia nu mi-au răspuns, deci cred că am salutat de vreo 5 ori. Hello guys, do you hear me? Man, please. Am înțeles, nu mă auzi și mi-am luat și ca mama, frate, deci o să fie un mișc complicat. Cred că toți tipii ăștia sunt globali, cred, nu știu, nu sunt sigur, dar dacă mai este unul în palat care campează, frate, oamenii în morma campează ca nebunii. Bineînțeles, bă, fraților, înainte de a începe, și aprecia foarte, foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like, vreau să strângem acolo foarte multe like-uri, câte am dat, 48 damage? Mor, du-te, recu. Razor, aș aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like, să strângem foarte multe like-uri și nu uitați că astăzi, începând cu ora 20, o să facem live stream, fraților, ați auzit bine, live stream, linkul acolo jos în descriere, așa ca de, nu știu, final de examen, de 8-a, puime, nu știu cum vreți voi, deci astăzi la o, fraților, suntem live, linkul în descriere. Hello everybody! Sper să fiți acolo în număr cât mai mare și haideți, vedem ce reușim să facem încă o dată, spamați acolo butonul de like, să vedem câte like-uri puteți strânge pentru CSGO competitive. Well, where should you go, boys? Hi, boy. Hi, boy. You are my boy, man. E fiul meu. He is my son. Bă, frate, sper să fie un match fain. Contact B? Am înțeles? Am înțeles, Nicola. Contact B? Come with me, boys? No, Contact, what are you? Putem să mergem. One bench, and short. He's down? Am înțeles. Am blocat asta din spate. Men, ca pisei, cap hellcase, men. Am deci tipul ăla a stat acolo. You blocked me behind, man. Am apăsat switch și m-a dus în spate. Din păcate. A fost foarte, foarte ciudat. Thank you. A fost foarte, foarte ciudat. În fine, hai să dăm force? Force, man, maybe? Yeah, force. Yeah, force. Hai că n-am plantat bomba. Frate, sunt singurul care a făcut kill. Nu știu ce a făcut ăștia aici. Dar tipul ăla a dat 3 tap-uri foarte frumoase cu CP-ul, 3 capete, da, așa. Nebune. Hai vedem dacă apare. Da. One more A, I think. City or side. Maybe under palace? Maybe? Under stairs. There's one dude under palace. One jungle. LOL, frate, cum dă băiatul ăla? Mamă, mi-a dat cap instant, știi, mă? LOL, iarăși a dat capul famasul. Bă, frate, deci tipul ăsta e nebun. A dat 3 capete și rândul asta. Ba nu, nu ăsta a dat, parcă altul. Alt, așa e? Nice. Ok. Cred că o să devină foarte, foarte interesant. Ok, one eco, guys. And then let's win this game. Easy. Trebuie să-i încurajăm, fraților. Deci trebuie să fim alături de ei. Trebuie de fiecare dată să le spunem. The other team is so low, man. We are so good. Just panic and then win. Trebuie să le spui că sunt buni și că echipa adversă este super, super slabă. Și așa sunt sigur că o să câștigăm. Glumesc, nu, de cel mai multe ori nu câștigăm și pierdem. Dar, frate, pui mie moralul ridicat. Moralul acolo sus să facem. Mă treabă! One pushed under, man. Did you not hear him? What the fuck? No. Nu l-auzi. Pana mea să nu auzi. Cum să nu mai spui ce acum? Banii spui puși mea. Dăm o gură de sirop. Motherfuckers. Yes, this is wonderful. Bă, stați așa, vreau să fac și o mică modificare. Bă, nu e bine. Ia, se vede ok acum, acum se vede ok. Nu era bine setat cu primul. Hai să ne cumpărăm și dacă nu luăm runda asta o să fie pericol, o să se facă 4-0 pentru ei. Hai mă că îi bate, măcar runda asta. Să le arătăm noi cine se ia mai bunii. Dar de unde, că băieții chiar joacă bine, frate. Close. Bine, cred că ne știu deja palas. Come on, let's smoke. Nice. One dead. I am 4 HP. Dude, I think you should rotate. Guys, go B. No, come on. We got A. Man. It's white. I told you. Let's go front, we have smokes. So just plant. I told you. Wait, wait for me, mama, wait for me. Frate, mi-a ieșit Free Fire. Ăla e cu full flash și trage după al nostru. Man, they were 4A. Why you don't want to rotate? Are you insane? I mean, you killed one. It's obvious that they will rotate. He saw you. Deci ăsta i-a văzut. În puii mei a pușat rampa, a văzut că erau 3 sau 2 sau 3 erau cel mai probabil și a zis gata, e spre a toți, dar rotate pe aia, e normal în pana mea. Man, what ranks are you? Că deja încep să mă enervez, frate, îmi pierd starea. L-am spus, rotate. Nu, nimic. Și aveam șanse mult mai mari. Ok, so you don't want to communicate? Ok, nici nu vor să vorbească. Bă, frate. Deci zici că mă joc la silver, frazor. La silver e mai bine. De ce mi-a arunci bomba? Am înțeles. E clar. Ah. Nu mai știu să joc. Bă, frate! Nu mai mergeați, mă mișc în stânga. Ok. O ducem bine. Momentan. Momentan o ducem foarte bine, frazor. Nu e ca și cum am pierde în chinuri, dar bă, se mai întâmplă câte una de asta, nu? Shit happens, știți și voi cum este. Frate, mie tot nu-mi place cum este așa. Așa? E bine? Tai așa. Așa parcă e mai bine. Nu știu, nu îmi place cum se vede. Cum se vedea webcam-ul. Am modificat-o mai devreme și probabil aia. Hai să vedem. 5-0 pentru 3. De ce ați aruncat bomba? Take the bomb, man. Take the bomb! Do I talk alone? Bă, frate. O iau unul cu AK, frate, nu unul cu AWP, nu? Hai, poate apare acolo. I'm watching short. Blue, you are watching me, right? Yeah, he is waiting for me in upper underpass. Nu știu cum să pușez imediat acum, dar acolo o să fie. Sau? Help me, tester, thank you. De ce n-a tras de acolo de sus, frate? Bine că zici sorry, eu tot mor să Bă, frate. Man, go rush A, is that simple. Go rush A. O să-mi iau decât tech-ul. Adică oricum nu cred să fac treabă mai bună cu altceva în afară de tech, deci mai bine eu decât tech-ul și aia este. Dacă n-avem AFK. Bă, meciul ăsta s-au întâmplat toate alea rele, mă jur, deci meciul ăsta efectiv s-au întâmplat toate alea rele. Uite, a intrat decât unul, ăla verde stă în spate. Probabil... Now. Mă așteaptă și pe mine acum cine... Now go back, because you let him die. Ah. Chiar nu am idei pentru meciul ăsta, bine, adversarii joacă bine, frate, știi? Nu știu, noi nu ne coordonăm, nu vorbesc. De până acum n-am zis nicio tactică, nu sunt de aia care să dea info sau mai știu ce, știi? Mor și tac din grup. Probabil or fi prime aici și nu vorbesc cu mine, ceea ce este foarte urât din partea lor. Dude, one guy behind. Unde? Mamă. Bravo! Bă, frate, țineau 2 B-ul și unul pușa, de ce? De ce stai cu rama în mână? Opa, 2 contra 2, oameni buni, este șansa să luăm prima rundă. Frazor, bineînțeles, încă o dată nu uitați să dați acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți mai multe clipuri de CSGO competitiv. Să vedeți și voi cam care este viața aici în global. Opa. Lasă jungle. Go B, maybe. Poate luăm și noi prima rundă. Am înțeles. Nice, man, I love you. E bine, uite bine că am făcut cum ar veni un semi-eco așa. Că nu mi-am luat un UMP sau ceva, mi-am luat pur și simplu un tech. Și acum am și 8 bani de cumpărat, că altfel n-aș fi avut bani dacă aș fi murit așa. Nice, guys, first round, this is awesome. This is awesome. Stay positive, guys, we got this, easy game. Nici eu nu mă cred pe mine când zic easy game, nici eu nu mă cred pe mine să mor. You need to relax. Yes, man. Relax, man. Am înțeles. Smoking AF. Bă, nici n-am avut timp să reacționez, mă jur. One connector. Nu trebuia să fi sărit acolo, că aș fi putut trage, trebuia să de pe scărpime ceva. Ca să nu mai sară, că eram acolo pe marginea aia, aiurea. Nici eu băzva nimic meciul ăsta, mă jur, nu știu, nu merge, efectiv. Pe loc care avea restul, cine știe ce scoruri. Știe, da, așa ca idee. Îl vede? E acolo. Uite, l-a văzut. You saw him. Yep. Oricum 3 contra 1. Nu știu ce să zic, șanse mici, destul de mici. Dar fi mișto să dăm un comeback. Mamă, ce carambit urât, carambit rascut. Nu știu, mie personal nu-mi place. Poate altora, na, le este pe plac, dar mie chiar nu-mi place, nu știu, mi se pare așa urățel, gen, pare foarte vechi, nu e un, gen ca un carambit făit sau ceva frumos, știi? Cum am avut de mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dă save, apare în 7-1 pentru adversari. Mamă, iară n-avem bani. Maybe rush B. Ok. Let's go rush B. Yeah, we should buy așa un mic force, un piculeț cu armură și un tech. Bă, știi ceva? L-aș lăsa pe ăsta cu AK-ul, nu? Că el poate scoate, eu eventual ține aici în spate. Sau? Nice! I will stay palace. I will hold palace. One short, guys. Short. Wow. Oh. Man. Nice. Bine, m-a salvat runda. Nice. Mamă, deci, frate, erau acolo două smoke-uri. Erau fucking două smoke-uri acolo și aparent a salvat runda. I did it. Yeah, I can take it off. No, whatever. Okay. Come on, yellow, wake up, wake up. Come on, yellow, wake up, wake up. You can do this. Ce oameni. A, că gen are 0 kill-uri. Opa. Poate vezi că e un rush cu ramp. Nice! Go! Under the stairs. One window. Bă, frate, un glonț în cap și mă omoară, ești nebun? Ne-au bătut la eco, frate. Deci un glonte în cap și mă omoară, frate. Eu dacă îi dau un glonte de M4 care soară, mă mare, o armă atâta nu mare. Dacă îi dau un glonte cu un pistolaș, îl omor. Game logic. I hit you, I hit in the head with M4, 90 damage. You hit in the... Nu mai știu să scriu. You hit in the head with a fucking pistol, 107 damage. Nice. Am zis, pare că ar trebui, frate, să nu facă cu pistolul să dai cap din stan, știi? Ăștia AK-uri. Eu n-aveam bani oricum de AK, deci mamă, 8-2 pentru ei. Nu cred că mai avem ce face. Eventual dacă mai luăm încă două runde și să sperăm că ne iese la CT treaba. Știi că altfel nu, nicio șansă. There's an op. Yeah. So why you don't tell me and you just go back without saying or something? Impossible. Chestia e că am mai ieșit să-l și gen tot mai nimeri, știi? Păi mie nu știu eu dacă eram acolo atât de intens și țineam partea aia, frate, cum sărea? Adică nici măcar n-apărea bine și trăgeam și de mult îl ratam, na, dacă sărea. Deci dacă știu și pe ăsta... Cum se zice asta, Sneaky Bicky? Măcar cu arma asta să ne alegem. Ok, what should we do, guys? We can try one more time. This ace mode. Push, come on, let's go. Ok, no, Teco. Tech power for the win. Vedem ce este, nu știu. Ok, I will go first. I will sacrifice for the team. Go, go, go. Short. Behind the side, man, what? Du-te, mă, de ce rămâi aici? Man, push cap one, push him, don't stay here like a pussy. Oh my god. Why you did not push him? He was reloading. Frate, omul ăla are încărcat, putea să mai ducă 3 metri mai în dreapta, ajungea acolo în spate și l-o omora. Oh my god, you are impossible, man. Și tot eu mă duc primul ca să mor așa, ca idee, știi? Că na. Asta mă disperă pe mine, frate. Maxim. Nici acum n-am ce să-mi cumpăr. O să mai fac încă un eco. Este 10-2, probabil 11-2. Cel mai orea meci. Bine, și eu sunt paralizare, că nu știu acum, mă miștem foarte, foarte greu. Pentru că nu sunt încălzit, dar pana mea. Nice flash, nice flash. Oh. Am 15 HP. Deci connector. Care sunt șansele să mai fie unul aici când bomba este conector? This guy is B when the bomb is connector. This guy. Deci tipul ăsta care are foarte, foarte gen... Omul are vreo... Are aici o listă cu foarte multe conturi de ale lui care sunt banate, ceea ce mi se pare destul de ciudat, adică de ce faci o listă cu conturile tale banate, știi? În fine, omul a rămas în B cât timp bomba era în față la conector, asta este foarte ciudat, mersi că m-ai blocat. Thanks for blocking me again, I love you, you are awesome. Ok, go now. Am înțeles. Nu mai încerc nici mindu pentru că m-a blocat. Am deci meciul ăsta chiar sunt derutat grav, bomba e în bază. Ba nu e acolo rampa. Măcar atât. Deci bă, acum serios, revenim la discuția anterioară. Deci și-ar face cineva pe profilul de Steam o listă cu toate conturile lui banate. Hai să vedem. Ce? Left side window. Yellow go first, man. De ce mai așteptam? City up. Only one on B. One jungle. De ce mă așteaptă pe mine? Mă disperă, frate. Mă așteaptă pe mine, nu știu de ce. Din eu sunt cu APP, nu pot să mă duc close combat. Trebuie să verifice să fie liber aici. One pushing ramp. Come on, orange, let's go. Da-te în spana de aici. Nu știu cum am reușit să-l liberez pe ăla, sincer, nu știu, dar... hai să luăm la fugă, acum mergem în B cu toată echipa! Yay! Kitchen. Planting for short. I'm on short. I hold palace, guys. Probabil aici o să vină. Adică nu știu de unde vine. Watching market. Probabil o salva ceva de la tipul ăla de a murit. Ah, 11-3. Motherfucker. Motherfucker, ce te-ai enervat asta. Și-a dat-o nașpa. Haide 11-4. Mamă, deci eu acum mă bucur la un scor gen 11-4, ceea ce se face ciudat. Tornado Tony. Mamă, ce nume, acum am făcut numea ăsta. Hey Tornado Tony, are you going me? Oh, you don't have a microphone, I get it. O să încerc eu mi-i duc it, că mă risc foarte mult, dar... bă, e ultima rundă, trebuie să cumpăr. Ce pana mea? Why is that short? He's picking short, short picking. Up. It's sniper. Bă, frate, cum he's in front of stairs. Stairs entrance. Stairs one. Nice. Bă, eu am crezut că genii e scurt acolo, se uită după cutie, dar nu, omul era după smoke, frate, n-am văzut așa ceva, deci tipul ăsta are cel mai fake poziție ever. Deci nu-mi vine să cred. Mă văd, am multe controle. Banate! Doare cap. În fine, hai să vedem, 3 contra 2, noi suntem 3, sunt 2. Orice este posibil. Nu știu ce să zic. Can be. Ce scor reușește ea? Joacă bine. Bă, asta este, nu poți să ai mereu mai jocuri bune, ai și jocuri mai slabe, ai și jocuri mai bune, ai și jocuri mult mai slabe, ai și jocuri mult mai bune, ceva de genul, știi? Dar acum, sincer să fiu, nu cred că e numai problema mea, adică uitați-vă că tipii ăștia comunică extrem de rar, gen nu dau info, nu joacă în echipă, toate cele, adică uite, bomba acum se plantează și ăsta încă e mid. De ce ai sta mid când bomba se plantează în B, frate? Că dacă ăștia doi sunt omorâți repede, ia uite, bă, deci nu te cred că, deci, exact ce ziceam, dacă bomba se plantează repede și ăștia doi mor repede, până ajunge la B deja îi dau defuse. Market clear. Am. Bine, mă, nice. Deci ăla a încercat în continuare să-i defuz. Cred că mai avea o fracțiune de secundă. 11-4. Nice. So we must take the pistol round. Deci dacă luăm acum runda de pistoale, Razor, avem șanse mari să ne revenim, adică o să fac 11-4, după dacă luăm runda de pistoale acum și ne concentrăm, o să facem 11-7, dacă nu ne batem eco, bineînțeles. Deci trebuie să ne concentrăm, ne premenește. I will go B as well. I go A. Well, we should play on retake. I mean, if you see them, you should just go back, you know. Adică decât 2 contra rush-ul lor, mai bine 5 contra 5 și dăm retake. Be something. Be. Jump, man, jump. Maybe fake? Yeah, it's B. No, it's B. Nice. One more B. Half HP. Right. Nice. Good job, man. Mamă, deci ce frumos i-a scos tipul ăsta aici. Cica 4B, nice. Yes, we are wall hacking, boys. That's why is for you. 11-5 for you. Deci, mai am un pic și spun că avem contră, știi? Da. Primii au dat smoke-ul ăla. Știi? Și erau și 2000 de-ai noștri, nu știu ce făceau 2000 de la noi din echipă. Mamă, 6, 14 scora, mă doare capul, frate. Trebuie să-mi revin acum. Zoom it. 50 field. HP. One jump under. Trebuie să-l mori pe ăla. Las one under halvage. Yeah, he's under. Don't move, don't. We have the bomb. He's... be somewhere. 55 HP. Sure. I'm low HP. Now he's under. Okay. Ah. Nu mi stau bine aici, că poate veni și din scurt și din under. Mai bine stau aici după un colț ce ai. Nu? Decât să mă risc acolo. Iar meu. Nu știu ce încercă la salveze sau? Nice. Good job, man. Sunt curios câte am dat, deci lui Kevin. Hai să ne uităm câte am dat lui Kevin ăsta. I-am dat lui Kevin 39 2 hituri. Mamă. Da, mai revin și eu că e 7-14, adică vreau și eu să am măcar scor pozitiv ceva. Yes, of course, man. Am defuse kit-ul deja. I will go B as well, guys. Dar să nu mergem prea mulți B. Nu ca să duc 2000. Dar au tactică pe mine, îmi place, bă, frate. Controlul midului este foarte important, mai ales pe Mirage. Și cam de obicei pe orice mapă este foarte important controlul midului. One Tetris, one A house. Tetris, still Tetris. Watch out A palace, watch out. I go and kill Tetris. I'm gonna kill Tetris. Okay, I'm... Aoleu. One is under. Still in the window was I had to M4. Tetris, guys. Tetris and A house. With Glock. Glock, A house. I'll bomb A house. You can push him. M-a nimerit pe mine, frate, deci m-am căcat pe mine, mi-a dat unul damage din spate, am zis gata, s-a terminat. Deci sunt curios, cine mi-a dat? Tornado Tony. Tornado Tony mi-a dat 7. Dar nu contează, m-am căcat pe mine. Știi că gen mi-am luat damage din spate și m-am sărat, bă, frate, nu-i casa asta. Parcă acum 3 secunde era în casă, știi? Am zis gata. I can go be alone, guys, if you want. I can play defensive, you know? Okay, sure. I go on, sure. Ok, cum era el, frate? Nu mă bag, mă, știi cum. One is B. He's fucking gaps. Oh, fuck. I failed it. LOL erau... LOL, at least two guys in B. Unul era sus și unul era jos. What the fuck? Dar ce-mi pă, frate, nu înțeleg. Eu nu l-am văzut pe ăla de jos, că era incendiară, știi? El m-a văzut foarte bine. It's B, guys. It's fucking B. I think, man, fuck you. I told you like two times. Okay, stop, 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 right now, stop. You need to save, I think. It's better. Yeah, just save, 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 save. Go push him and we can retake. No. Okay, left. Window. He's left! Tornado! Mă, tipul ăla... L-am văzut pe la scurt. Purple, that was your fault. I told you they are B, man, what the fuck? Yeah, those B. But I told you they were B, so it's not my fault that you were watching short while they were in B. Adică i-am spus că e în B, e vina mea că am pierdut pe eu că am murit, dar nu e vina mea că el s-a uitat scurt, știi? Până la urmă, adică, frate, asta e, am murit. N-am cât să fiu. Nu trebuia să pușez acolo, trebuia să mă ascult. Adică eu inițial am vrut să mă uit, să, dacă n-aș fi fost superior, m-aș fi dus după perete, știi? Of course! Lol. Ce ne fac aia, ne umilesc, frate, tipe. Uuu, a dat la mănui cu echipia aia. Eram. Where's that one? Ramp. Nice. Up on city. I have an AK. I can drop. There's someone who needs a drop. I want. Dropped on. Bine că am reușit să-l omor pe ăsta. Șansa încă este acolo, fraților. 8-12 ne conduc. Dar... Bă, clipește acolo speranța. Yes. They are B right now, I'm sure. Yellow whole day. Orange, watch out, connects up, something like that. Where? What the fuck? Letter room! Letter room? Window, window pushing, nice. Opa. Am auzit pe unul care a aruncat arma? Ok, ok. This guy is amazing. I mean, he one day tapped me with the Deagle, man. Seriously, eu îi dau report, dă 10 morți de. Are 700 de ore. Bam, pe dreapta, report, toate. Să mă asigur, nu-mi dau, adică 700 de ore, frate, și e zeu. Serios, acum. N-ai cum să faci de-astea. Ia uite-l și pe ăsta, știa de unde îl știa, mă, frate. Ăștia știu prea multe. Right side, man. Short. Right side. Ia, îl știe și pe ăsta, nu-mi spune. Deci dacă știi și pe ăsta aici, care poate veni efectiv din toate direcțiile și n-are niciun info despre el. Dar pun pariu că îl știe. O să-l știe. Fii antenă de nu. Incredibil, l-a știut. Incredibil. L-a așteptat leader-ul. We lose again because you picking purple. Bă, frate. Purple, stop picking, okay? Because you're full again. Okay, just stay there, man. Just stay there. Please stay there. And you will die in a second with the Deagle. Și ce-aș face? Mai știu ce e din cască, bă. Tetris. Am înțeles. Deci ăștia ne știu peste tot, uitați-vă la ei. Nu ne putem mișca, efectiv. Lord. We can't even move. They know everything, man. They know everything. Deci am murit. Deci nu mai are rost să spun, nu? Nu mai are rost. Eu zic că scot, da, părerea mea. Eu zic că unul dintre are radar.exe, știe unde sunt, dă info, vezi că vine unul junglă, vezi că nu știu ce, nu știu ce, oricum e pierdut de mult. Îmi cer și eu norocul cu Deagle, hai că îmi cer și eu norocul cu Deagle. Poate fac și-o de-alea. Deci trebuie să le mai dau o dată report să fiu sigur. Totuși, frate, e prea de tot la 700 de ore de CSGO. Să fii zeu să le știi pe toate, mi se pare foarte absurd. Man, Green! Why you pick? It's your fault, Green. Why? No, because it's one of those Tetris. Shhh. Nice. 54 și e cam atât. Mamă, dacă aveam pistol normal, acum poate și făcut ceva acolo. Sunt gură nazic ăsta, ceva ce... nazic. Am înțeles. Aoleu, mă doare capul. Aoleu, fraților, mă doare capul, nu mai rezist. A ieșit unul de la noi de nervi. Măcar să aștepte să gen să-și ia bani sau ceva. Ăla, bani nu. Mai are glonțe. Uuuu. Drifty la chance, n-are defuse. Why don't you have a defuse kit, man? Deci dacă avea defuse kit-o lua. Deci... ajutor. Salvați-mă de acest meci, ultima rundă. Ce să-mi iau? Nova, mi-au Nova în B. Blană. Măcar așa. Deci aia doi, frate, mereu au fost cei mai suspecți existenți pe această planetă, mă jur. Și poate vezi că ceva gen Silver, știi? Cum ar fi? Lol. De unde m-a văzut, frate? Bă! Just go, man. Now I can win, man. Why you tell my position? You see, I can win. Aici nu știu unde-i bomba. Bă, frate, deci nici măcar eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dacă vă vine să credeți. What the fuck is going on? De fapt, cred că o să planteze în ultima secundă ceva de genul, știi? Lol. Lol. Mamă, frate, am și sărit pe acolo și fix pe mine a ieșit. Am înțeles. GG! Haideți să vedem Razor ce... Operation Drop. De ce mi-a dat Operation Drop aici? Ciudat, în fine. Cred că dă peste tot Operation Drop. Haideți, vedem. A ieșit unul dintre aia suspect. Îmi place. Îmi place. Fix gen ăla. Aoleu, doamne, ce meci. Îmi doare capul. Asta a fost global. Asta suprim a fost mai bun decât ăștia doi. Nu știu, a fost foarte ciudat. Razor, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, săriți și pe acolo cu foarte, foarte multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa!